În episodul 1 al sezonului Trending, o dragoste, tensiunele și conflictele dintre personaje ajung la apogeu, în special după dezvăluirile șocante de la finalul sezonului anterior. Starea de sănătate a lui Gheorghe devine o prioritate deoarece ea este dusă la urgență la spital după o noapte agitată. În urma incidentului, Gheorghe scapă cu câteva fracturi, dar face o acuzație gravă. Minte că Fahit a împins-o pe fereastră și de pune plângere împotriva lui. Pentru a-l șantaja pe Fatih, Gheorghe îi promite că va retrage plângerea doar dacă el acceptă să nu divorțeze și să nu-i ceară socoteală pentru legătura ei cu Omer. Deși susține că nu a fost nimic între ea și Omer, doar un flirt, ea folosește această minciună pentru a-și proteja poziția. Familia Unal este lovită de o nouă veste tulburătoare. Gheorghe este însă întrebarea care frământă pe toată lumea este dacă copilul este al lui Fatih sau al lui Omer. Pembe și Naili se întreabă cu îngrijorare despre paternitatea copilului. Nursem le avertizează cu un test de paternitate. Fatih, constrâns de situație, este forțat să accepte condițiile lui Gheorghe, dar îi spune că nu o va ierta niciodată. Cu toate acestea, ei o vor continua să locuiască împreună. Pe de altă parte, Kivil Kim este confuz și dezamăgit de Omer, chiar dacă era deja despărțiți când Omer a avut o relație cu Gheorghe. A doua zi, Kivil Kim își ia lucrurile din casa lui Omer și îi spune că vrea să divorțe. Abdullah, tatălui Omer, este furios că vrea să asculte explicațiile fiului său. El îi cere lui Omer să se retragă din firma familie și să plece departe de ei. Omer însă nu vrea să renunțe la afacerea în care a investit atât de mult timp și efort. În paralel, Nursem trece printr-o dezamăgire personală când Ruzgan, partenerul ei, o părăsește fără nicio explicație după ce ea apare la o întâlnire și nu răspunde la telefon din cauza problemelor din familia ei. Nursem află de la asistenta lui Ruzgan că el nu s-a mutat la filiala companiei din Londra. Acest episod aduce în prim plan, dragi spectatori, conflictele profunde, decizii dificile și răsturnări de situație care vor influența dramatic dinamica relațiilor dintre personaje.